Salutare tuturor! În acest videoclip am să vă explic de ce am pus var în grădină, care sunt beneficiile acestuia și ce trebuie să faceți înainte de a aplica var pe pământ. Tot mai multe videoclipuri apar pe internet și tot mai multă lume ne spune că trebuie să aplicăm var pentru a avea o recoltă bogată și cât este de important acest lucru pentru grădina noastră. Varul aplicat pe pământ ajută la asimilarea mai ușoară a nutrienților de către plante prin creșterea pH-ului solului, promovează creșterea bacteriilor bune în sol, ajută la eliminarea bacteriilor dăunătoare și adaugă calciu și magneziu solului, elemente esențiale pentru producerea florilor și fructificare. Însă, ceea ce puțin explică este faptul că înainte de a ne grăbi să punem și noi var pe grădina noastră, trebuie să facem un lucru esențial, pentru a fi sigur că nu facem mai mult rău decât bine grădinii noastre. Nu toți dintre noi trebuie să aplicăm var în grădină, deoarece nu toate solurile sunt la fel. Fiecare sol are un pH diferit. De aceea, înainte de aplicare, este foarte important să măsurăm pH-ul solului pentru a fi siguri că avem nevoie de un sol mai alcalin. pH-ul ideal pentru creșterea legumelor din grădină este cel care se află între 6 și 7. De aceea, dacă noi avem deja un sol alcalin cu un pH de 7,5, de exemplu, și mai adăugăm var, putem face doar rău grădinii noastre. Este foarte dificil să scazi după pH-ul solului odată ce ai adăugat var. Așadar, înainte de a face acest lucru, cum am spus anterior, putem testa pH-ul solului, fie la un laborator local de analize a solului, fie îți cumperi un aparat pe internet, cu ajutorul căruia măsori direct în grădină. Ori folosești o metodă bobească, fără a cheltui niciun ban. Tot ce trebuie să facem este să strângem puțin pământ din 4 zone diferite ale grădinii, după care îl amestecăm pentru a fi sigur că nu avem zone mai acide sau mai alcaline. Mai apoi, luăm două pahare în care punem puțin pământ. În primul pahar, punem puțin apă distilată, deoarece are un pH neutru, și amestecăm până când are consistența unei cafea. După care, adăugăm un vârf de linguriță de bicarbonat de sodiu și amestecăm. Dacă reacționează și face spumă sau bule mici, înseamnă că solul nostru este acid sau puțin acid. Dacă nu, în celălalt pahar punem puțin oțet și amestecăm la fel. Dacă are loc o reacție, înseamnă că solul nostru este alcalin sau ușor alcalin. În cazul meu, solul este ușor alcalin, după cum vedeți această spumă, deoarece eu am pus deja var în grădina mea anterior. Așadar, înainte de a adăuga var, faceți testul pH-ului solului. Dacă rezultă acid, puteți adăuga var pe grădină, însă dacă este deja alcalin, nu trebuie adăugat deloc. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați like și să apăsați clopoțelul pentru mai multe videoclipuri interesante ca acestea. Vă mulțumesc!